Bârnai a adus titlul olimpic la tinerețe și a băgat-o în cârje la aproape 52 de ani. Campioană olimpică în 84, Simona Păucă și-a rupt meniscul la antrenamente. La Olimpiada de la Los Angeles din 1984, Simona Păucă a luat aur la bârnă și medalia de bronz la individual compus. La 37 de ani distanță, fosta mare gimnastă, devenită antrenoare, a ajuns în cârje. Din cauza bârnei s-a ales cu o ruptură de menisc și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală. În 51 de ani jumătate n-am reușit să-mi rup nimic, am reușit acum totuși ca antrenoare să-mi rup meniscul. Doar m-am urcat pe bârnă. Simona recunoaște că este greu să fie antrenor de gimnastică în aceste vremuri. Am intrat în anul 2020 cu o grupă de 25 de copii, vârstă 5-6 ani, și din septembrie n-a mai venit niciunul. Părinții fiindu-le frică să le mai aducă, să nu se îmbolnăvească. Simona are doar cuvinte de laudă la adresa Larisei Iordache și este convinsă că liderul echipei naționale de gimnastică va prinde biletul pentru Tokyo. Cred care puterea să se califice, să treacă peste acele trei operații, chiar dacă două au fost eșuate, și asta a demonstrat la europenele de anul trecut.